Salut, sunt Kibu Ken și azi voi vorbi despre motivul pentru care Borto are doar un singur Jogan și nu uitați, asta este doar o teorie. Și ce aveți de făcut dacă vă place ce vedeți pe canal și aveți în descriere serverul de Discord, acolo vom putea vorbi. Acum hai să începem. Borto are Jogan, un dojutsu cunoscut ca fiind al clanului lui Otsutsuki. Boruto are șansă să le blocheze pentru că are un ADN Otsutsuki foarte puternic, deoarece este descendentul atât al lui Hogoromo cât și al lui Hamura Otsutsuki. Boruto are genele Rinneganului și Tenseganului, dar din moment ce numai Uchiha poate bloca monatura Rinneganului cu Senju Chakra și această regulă se aplică numai cu Uchiha. Și pentru a debloca Tenseganul trebuie să fii Hyuga pur, care a dobândit Chakra Otsutsuki. Dar nimic din toate acestea nu se aplică lui Boruto. El este jumătate Hyuga, un sfert Uzumaki și Namikaze, dar încă are genul Otsutsuki foarte puternice. Deci, din moment ce el are genele necesare pentru toate dojutsurile Otsutsuki accesibile oamenilor, ar trebui să aibă doi ochi cu Jogan, nu? Păi nu, el nu îndeplinește niciuna dintre cerințele pentru niciunul dintre dojutsuri. Deci, pentru a improviza genele, trebuie să fii suferi mutații pentru a putea fuziona cu succes, rezultând într-un nou dojutsu pentru oameni, Joganul. Aceasta trebuie să fie motiv pentru a debloca Joganul. Are nevoie de chakra ambilor frate Otsutsuki, astfel încât genele să se poată fuziona pentru a forma un nou cogenetic dojutsu. Acum revenim la adevărata întrebare, de ce Boruto are doar Joganul într-un ochi? Vă amintiți când lui Sasuke s-a dat Rinne Sharingan? El a primit jumătate din chakra lui Hagoromo și a avut doar într-un ochi. Dar Madara a reușit să deblocheze Rinneganul cu chakra pe care a obținut-o dintr-o bucată mică din carnea lui Hashirama, deci dacă a reușit să deblocheze dojutsul unui Otsutsuki cu astfel de chakra unui Senju care are chakra diluată a lui Hagoromo Otsutsuki, atunci de ce nu a fost capabil Sasuke să deblocheze Rinneganul în ambii ochi, deoarece a primit 50% din Hagoromo Otsutsuki? Acesta este motivul pentru care oamenii pot accesa chiar și Rinneganul, dar doar câțiva reușesc. În teorie, Sasuke ar trebui să poată debloca Rinnegan în ambii ochi. Naruto a reușit să obțină complet acces la Six pe Stage Mode când a obținut și el jumătate din chakra. Dacă Sasuke a primit jumătate, atunci nu ar fi trebuit și Naruto să obțină un compromis? Răspunsul meu e în felul următor. Sasuke a primit un Rinne Sharingan pentru că doar cu atât se putea descurca. Nu uitați că Rinne Sharingan este mult mai puternic decât standard Rinnegan. În schimb, Naruto avea rezervele de chakra necesare corpului său pentru a putea suporta chakra-ul a lui Sixpack. Jugano este considerat a fi superior Rinneganului și Boruto nu este măcar pe jumătate Uzumaki, abia poate gestiona Rasenganul cu nivelul actual al chakrei. Așa că eu cred că a reușit să deblocheze un singur Jogan pentru că asta era tot ceea ce corpul lui putea gestiona cu rezervele sale naturale de chakra. Există teorii că unii Otsutsuki au Jogan, dar Boruto este un om care nu are exact rezerve mari de chakra. Ni se spune că nivelul chakrelor poate fi crescut prin antrenament intens, dar din moment ce Joganul este un dojutsu pe care Boruto l-a dobândit datorită genelor sale puternice, Joganul a înregistrat doar capacitatea naturală a chakrei lui Boruto. Deci în concluzie, Boruto are un singur Jogan pentru că doar ata poate duce corpul lui. Damn, I'm in the matrix, my mind is living on cloud nine, and this night is never on vacation.